Victor Ponta a rămas fără titlul de doctor în urma deciziei Consiliului Național de Atestare a titlurilor, diplomelor și certificatelor universitare. După lungi discuții pe această temă, decizia nu este totuși definitivă. Aceasta poate fi contestată de către fostul premier. Victor Ponta a avut o reacție după această decizie pe o rețea de socializare. Sunt onorat de efortul pe care dita mai guvernul de tehnocrați l-a făcut doar pentru persoana mea. O ordonanță de urgență doar pentru mine, o comisie doar pentru mine. Când am primit verdictul de neplagiat în 2012, de la aceleași CNA-CTDU, a mai fost o teză de doctorat examinată în același timp. Fac pariu că nu aveți curaj să o revedeți și pe aceea. O hotărâre definitivă dată în favoarea mea de ICCJ în 2014 ignorată. Vă mulțumesc din inimă, dragi politruci. Dacă Victor Ponta depune contestație, reanalizarea cazului ar putea dura între 30 și 45 de zile.